Bună seara și bun regăsit, oameni buni, la întâlnirea noastră săptămânală de vineri seară, sub genericul Viața trăită conștient. Titlul din această seară, tema pe care am ales să vă o prezint, se numește Descătușează-ți puterile mentale. Tema pornește de la o observație pe care o fac tot timpul, privind la semenii noștri, la oamenii cu care interacționez. Adesea observ la ei potențialități, resurse interioare, abilități, deprinderi, puteri pe care ei înșiși nu și le recunosc. De aceea am ales acest titlu. Pentru că părem superdotați și chiar suntem superdotați, doar că noi nu recunoaștem aceste dotări pe care le avem. Și pentru a ilustra acest lucru, dăm voie să spun o poveste, drag telespectator. Un om locuia în apropierea unui munte, un munte înalt, al cărui vârf îl vedea uneori ascuns printre nori, alteori în lumina răsăritului și adesea se întreba, oare cum o fi să văd lumea de acolo? Oare care ar fi perspectiva? Azi așa, mâine așa, ani au trecut, dar și întrebarea a persistat. Și adesea omul se surprindea contemplând vârful muntelui și întrebându-se, oare care ar fi perspectiva de acolo asupra lumii întregi, asupra povârnișurilor sale, nu doar asupra versantului pe care el îl vedea, ci asupra întregului orizont pe care l-ar fi putut percepe de acolo. Contemplându-l, aspirația sa a devenit tot mai puternică, tot mai puternică, până când într-o zi s-a hotărât și a luat câteva alimente, de ale gurii, și a plecat către munte. A ajuns la baza acestuia, a întrebat un călător care tocmai cobora. Cum este acolo? Cum e în vârful muntelui? Care este perspectiva? Acesta i-a răspuns în câteva cuvinte cum se vede de acolo, dar în mai multe cuvinte i-a descris cât de greu e să ajungi acolo, ce dificultăți a avut el de depășit, ea poate arăta și câteva zgrieturi. Omul nostru, ascultând istorisirea călătorului, a zis, ok, hai să mă mai învârt un pic pe aici, să mai adun ceva informații. Și a luat așa, pe lângă munte, nu pe munte, în ideea de a mai întreba și alți călători care mai coboară, alți exploratori. Am mai întâlnit unul. L-a întrebat la fel și acesta, i-a explicat de dificultățile muntelui și la urcare și la coborâre, de cât i-a fost lui de greu. Și omul nostru, din nou, a mers pe la baza muntelui și a mai întâlnit câteva zeci de alți călători. La un moment dat, adunând informațiile de la aceștia și a spus, ok, am toate aceste informații, la ce bun să mai fac eu efortul și să urc până în vârful muntelui, când atâția oameni mi-au împărtășit experiența lor, așa că pot să mă întorc acasă. Și omul nostru a renunțat și s-a întors acasă. Învățătura acestei povești este multiplă. În primul rând, informațiile poate pot fi transferate de la unii la ceilalți, între noi oameni. Dar experiențele niciodată nu pot fi transferate. Asemenea, călătorului nostru care a renunțat, și noi uneori
Avem anumite aspirații, dar suntem descurajați de perspectiva efortului, dificultăților, obstacolilor, provocărilor pe care alții le-au întâmpinat mergând pe drumul pe care am vrea noi să mergem. Și din nefericire uneori ne mulțumim cu informațiile și renunțăm. Dar oricât ne-ar povesti cineva și oricât ar fi acești cineva, ei nu ne pot transfera nouă experiență. Ei au fost în vârful muntelui sau sunt în vârful muntelui, au experiența, dar oricât ne-ar descrie acea experiență a vastității sau fiecare are experiență personală acolo, oricât ne-ar descrie-o, nu ne pot transfera. Noi putem doar să ne imaginăm pe baza descrierii făcute. Noi putem doar să facem ceva presupuneri, speculații mentale, ceva filmulețe în mintea noastră legat de cum este experiența de a fi acolo. Dar până noi nu suntem acolo, noi nu avem acea experiență. Deși, dacă un om a ajuns, dacă al doilea a ajuns, dacă iată că în povestea noastră zeci de oameni ajunsese acolo, noi cu toții putem ajunge. Mai puțin câteva cazuri mai neplăcute, toți oamenii sunt în posesia unui corp funcțional, a unei minți, corpul este integru. Avem, practic, din punct de vedere fizic și mental, aproximativ aceleași dotări. Mai ales în ceea ce privește mintea, avem aceleași funcții, dar și corpul. Spuneam astăzi cuiva cu care interacționăm că diferența dintre mine și cineva care practică un sport la nivel de performanță nu este aceea că el este mai bun. Nu încerc să fiu aici arogant. Încerc să arăt că adesea noi nu avem încredere în noi, deși resursele sunt acolo. Și diferența dintre noi și cineva care are un anumit nivel de performanță într-un domeniu nu este aceea că e mai bun decât noi, ci aceea că și-a folosit resursele, energia și timpul într-o direcție în care noi nu le-am folosit și a insistat acolo. Astfel a ajuns la performanță, la performanțele respective, și oricare dintre noi ar fi procedat la fel și s-ar fi antrenat în acel domeniu, ar fi cheltuit energie și timp în domeniul respectiv, fie că e unul profesional, fie că este unul sportiv, ar fi obținut aproximativ aceleași rezultate. Deci avem aceste resurse. Și e foarte important să privim astfel lucrurile, pentru a nu ne descuraja, pentru a nu ne submina, pentru a nu ne privi într-un mod depreciativ pe noi înșine. Atunci când observăm că cineva are o anumite rezultate, anumite performanțe, anumite succese în diferite domenii. Dacă și noi considerăm folositor, benefic, să mergem în acele domenii la nivel de performanță, o putem face. O putem face începând să ne concentrăm efortul, energia, timpul, resursele în acea direcție. Și după o certă perioadă de timp, vom obține și noi rezultatele respective. Noi oamenii suntem cu toții, din acest punct de vedere, dotați aproximativ la fel. Mai ales din punct de vedere al resurselor interioare, dar și resursele exterioare. Oamenii care fac sport știu, sunt sportivi care au pornit dintr-o copilărie în care poate avea un trup firav sau bolnăvicios. Și cu toate acestea s-au antrenat și au format un corp care poate a concura la Mister Olympia. Există exemple de sportivi din categoria culturiștilor, care știm cu toții dezvoltă o musculatură imensă. Dar în copilărie nu au fost printre copiii
foarte dezvoltați, mai mari decât ceilalți sau cu mușchii mai mari. Diferența la vârsta adultă între cel care a ajuns acolo și cel care nu, o face efortul, timpul și energia cheltuite în acea direcție. În tema de astăzi, care sună descătușează-ți puterile interioare, cuvântul cheie este descătușează-ți, deși pare mult mai important puterile, resursele interioare, mentale. Nu este așa. Resursele le avem acolo. Cuvântul important este descătușează-ți, pentru că înseamnă să le dăm drumul, să le eliberăm. E ca atunci când avem niște resurse pe care nu le folosim. E ca atunci când avem un smartphone, acest mini-calculator, cu mii de funcții, dintre care noi folosim câte? Cel mult câteva zeci. În fiecare zi. Dar el are mii de funcții. El este supradotat, dar noi îl folosim la un nivel subevaluat. E tot la fel când avem o mașină. Avem uneori o mașină cu foarte multe opțiuni pe ea. Poate avem încălzire și ventilație chiar în scaune și noi așteptăm să facă atunci când pornim motorul cald în mașină sau deschidem geamul ca să ne răcorim, dar scaunul are ventilație, doar că noi nu folosim în întregime resursele, opțiunile pe care le are acea mașină. Noi semănăm foarte mult cu astfel de mecanisme, deși suntem biomecanisme mult mai complexe și avem incomparabil mai multe opțiuni și funcții. Dar pentru că fie nu le cunoaștem, fie nu le recunoaștem, nu le folosim. De aceea titlul este descătușează-ți. Înseamnă a le da drumul, a le manifesta. Acest lucru mai înseamnă că ele sunt deja acolo. Nu trebuie aduse de undeva din exterior. Nu e ca și când nu le-am avea și noi trebuie să le căutăm, să vedem unde le găsim, să le dobândim. Nu le avem. Le avem, dar este ceva tot în interiorul nostru care ne împiedică să le valorificăm, să le folosim astfel încât să ne manifestăm potențialitatea adevărată a acestei vieți. Și de aceea mulți oameni trăiesc supraviețuind în loc să își trăiască viața cu adevărat într-un mod conștient, deplin și plenar. Pentru că ignoră aceste resurse, aceste puteri interioare pe care le au. Suntem, din ce știm până acum, din ce se acceptă și ce s-a descoperit până în acest moment, suntem specia de pe această planetă cu cel mai bun aparat mental, cu cele mai multe opțiuni mentale, mult superioare speciilor care trăiesc alături de noi pe Pământ. Și ele au o mulțime dintre cele pe care le avem noi. Dar cu toate acestea, noi avem câteva puteri mentale care ne deosebesc de toate celelalte specii, încă o dată recunoscute, găsite până acum. Prima dintre ele la care aș face referire este cogniția sau cunoașterea, capacitatea de a cunoaște. Avem o capacitate uriașă de a cunoaște. Alta ar fi raționamentul. Raționamentul care e tot o etapă, să spunem, o fază a doua a cunoașterii, care înseamnă capacitatea de a analiza în mod logic și de a stabili conexiuni, relații și legături între datele deja existente. Și în modul acesta putem învăța și mai mult decât prin metodele celelalte, probabil le voi aminti imediat, cum sunt studiul sau observarea directă. Mai departe avem discernământul. Până în acest moment se pare că nicio specie nu are acest discernământ. Discernământ înseamnă capacitatea noastră mentală de a alege, de a discerne, de a selecta ceea ce este benefic de ceea ce este dăunător.
Ce alegem după aceea să facem dintre acestea două e o altă chestiune de decizie. Dar noi avem această capacitate de a discerne între ceea ce ne ajută, ceea ce este constructiv și ceea ce este destructiv și nu ne ajută deloc. Mai avem, pornind de la cogniție, raționament, discernământ, mai avem, dacă întoarcem către noi înșine observarea, avem capacitatea de a ne cunoaște, de a, poate că ne cunoaștem privind în oglindă, credem uneori, mă cunosc că m-am văzut în oglindă. Nu despre această cunoaștere fac referire aici. Este vorba despre cunoașterea dincolo de aparențe, pe care începem să o dobândim prin raționament și discernământ. Cunoașterea dincolo de aparența din oglindă. Încep să îmi cunosc, dacă mă străduiesc, adevărata natură, să o descoper. E un proces de descoperire pe care fiecare îl poate parcurge. Fiecare om, indiferent unde este și cine este, are această capacitate de a se descoperi pe el însuși, prin propriul efort, evident. În toate acestea folosim poate cea mai mare putere mentală, atenția. Modul în care ne folosim noi atenția face diferența în toate acestea și în toate celelalte funcții și puteri mentale pe care noi le avem. Modul în care ne folosim atenția ne ajută să parcurgem drumul către cunoaștere sau autocunoaștere mult mai repede dacă ne concentrăm atenția. Sau dacă nu ne concentrăm, drumul devine mai lung și mai dificil. Conștientizarea este unul dintre principalii parametri și el depinde de modul în care noi ne folosim atenția. Este puternic legat de atenție. E capacitatea noastră de a fi pe deplin conștienți, clipă de clipă, nu doar de corpul nostru, deși la început e dificil parcă și acest lucru, să ne conștientizăm corpul. Uneori mintea noastră umblă fie în trecut, fie în viitor, parcă deloc prin prezent, și astfel corpul nostru pare ceva care e acolo, folosește, dar nu prea știm ce este, nu-l simțim, ne trezim doar la un moment dat când funcțiile lui au de suferit și nu ne simțim bine. Atunci ne dăm seama, am o dificultate cu corpul. Dar atâta timp cât el funcționează, uităm de el, parcă nici nu există. Conștientizarea începe de aici, de la a fi permanent conștient de acest vehicul, dar nu se oprește aici, ci merge către straturile acelea de profunzime pe care le putem descoperi ale ființei noastre, ale adevăratei noastre naturi. Și atunci suntem ca un locatar, să zicem, o prezență care este în acest corp și în același timp se percepe cu continuitate pe ea însăși. Modul în care ne mai folosim atenția, conștientizarea, influențează foarte mult memoria, o altă funcție deosebit de utilă în această viață, de capacitatea noastră de a ține minte anumite aspecte, anumite experiențe. Depinde uneori chiar și viața noastră, atunci când suntem într-un pericol. Dacă avem memoria unor situații similare, ne putem feri, dacă nu, învățăm atunci, memorăm măcar atunci. Dar memoria este de foarte mare ajutor. Dacă avem o memorie bună, ne putem aminti la timp, putem evoca la timp din memorie o învățătură, o metodă, o tehnică de care avem nevoie la un moment dat. O concluzie. O altă putere mentală este claritatea. Claritatea este neprețuită. De aceea, probabil, omul nostru care, îl spun omul din povestea cu care am început emisiunea, și când spun omul, mă refer la toți oamenii, omul nostru aspira să ajungă pe vârful muntelui ca să vadă de acolo care e perspectiva, cum se vede de acolo din vârful muntelui, așa la 360 de grade, în afară de versantul pe care îl vedea el din localitatea unde trăia. În momentul în care
Noi ne folosim puterile mentale, cogniția, toate cele pomenite până aici, atenție. Perspectiva noastră devine din ce în ce mai vastă. E ca și când am urcat pe vârful unui munte și devine din ce în ce mai mare, mai cuprinzătoare, își lărgește orizonturile. Acest lucru înseamnă că ne crește claritatea. Și odată cu creșterea clarității, viața noastră se schimbă substanțial. În afară de claritate, din claritate, putem să ne folosim mult mai bine după aceea inteligența. Inteligența, imaginația, creativitatea. Deci iată câte funcții mentale avem și la o scurtă introspecție fiecare dintre noi își poate să dea seama că le avem. Dacă nu le avem poate prea dezvoltate sau e datorită faptului că nu sunt antrenate. Pentru că e ca și cum poate cumva de multe ori se spune creierului că e un fel de mușchi interior. E o oarecare comparație. Nu ne referim aici la creier, ci la funcții mentale. Mintea e mai subtilă decât creierul. Creierul face un organ, face parte din corp. E un corp fizic. Creierul este un organ, deci fizic. Când vorbim de minte, ea este un fenomen mult mai subtil. Dar cu toate acestea, funcțiile minții pot fi antrenate așa cum și mușchii corpului fizic pot fi antrenați. Dar mușchii avem cu toții. Chiar dacă cineva are brațul puțin așa mai firav sau altcineva are brațul mai musculos, diferența dintre cei doi, dintre cele două tipuri de braț, o face așa cum am discutat mai devreme, este dată de cantitatea de antrenament. Energia, timpul și efortul investite acolo. Dacă avem acest obiectiv și noi putem investi acel timp și atunci și brațul nostru devine tot mai musculos. Dacă ne referim la funcțiile mentale, este același lucru. Cu toții le avem. Chiar dacă nu le conștientizăm. Dar le avem. Putem să le folosim și folosindu-le, le antrenăm. Este la fel ca în lumea fizică. Facem aceeași mișcare fizică la acea categorie de mușchi, iar și iar și iar, și mușchiul respectiv devine tot mai dezvoltat. E la fel cu funcțiile mentale. Dacă le folosim, ele devin tot mai puternice. E, invitația mea este să le folosiți, să le conștientizați, să acceptați că le aveți și să le folosiți, oameni buni. Dar acum se pune întrebarea dacă le dăm drumul, dacă le eliberăm, dacă le folosim, cum le folosim? Și aceasta e o întrebare foarte importantă, pentru că din ea pleacă două direcții importante, două categorii de acțiuni pe două direcții importante. Să luăm inteligența, de pildă. Inteligența unui om de știință, care concepe o centrală nucleară, cu care generează energie pentru multe comunități de oameni. Aceeași inteligență însă poate inventa un instrument de distrugere a comunităților umane, o armă nucleară. Deci aceeași inteligență poate fi orientată benefic sau poate fi orientată atât de dăunător încât să fie distructivă nu doar pentru cel care o manifestă, ci și pentru cei din jurul sau pentru mai multe comunități, chiar pentru mai multe specii și chiar și pentru mediu. De aici apare necesitatea de a ne orienta puterile mentale exclusiv constructiv, exclusiv benefic, și nu de a le descătușa așa necontrolat, cu ideea că, nu știu, putem face orice, oricum, oricând, oricui, fără niciun fel de discernământ. De aceea am pomenit înainte de discernământ, de raționament, de atenție, de conștientizare. Deci e necesar ca noi, anterior descătușării, să folosim funcția cogniției și să cunoaștem. Este capacitatea de a cunoaște și pe ea trebuie să o antrenăm, să o hrănim, să o punem la treabă prima și să începem să acumulăm cunoașterea adecvată, cunoașterea corectă, benefică, despre
natura noastră, despre natura celorlalți, despre legile existenței, despre natura realității, despre necesitățile corpului, ale minții. Și astfel, prin această perioadă de studiu, noi ne antrenăm funcția cogniției și acumulăm acolo date pe care le putem folosi, astfel încât cu raționament și discernământ să ne utilizăm inteligența într-un mod constructiv. Atunci nu vom mai fi capabili cu inteligența noastră să facem acțiuni dăunătoare, ci folosindu-ne aceeași inteligență vom face acțiuni orientate exclusiv benefic, în direcția binelui, în direcția binelui tuturor. Pentru aceasta nu ar trebui descătușate așa necontrolat resursele, puterile mentale pe care le avem. De exemplu, unui copil mic nu-i sunt lăsate la îndemână instrumente simple, cum sunt cuțitul și furculița. Orice părinte, toți părinții știu acest lucru. Aceste instrumente sunt ferite de copil din două motive. Copilul este neîndemânatic la început, când e mic, și nu are control asupra corpului său și nu poate folosi în limite de siguranță astfel de unelte simple pentru adulți. Și în al doilea motiv, copilul nu cunoaște că este capabil să-și facă sieși și poate și celor din jur rău cu ele. El încă nu are cunoașterea necesară. Și aici părinții intervin, pe de o parte, cu răbdare, au răbdare să se dezvolte în mod natural, normal, fiziologic copilul, astfel încât să capete control asupra corpului său pe măsură ce crește, să capete siguranță în mișcări. Pe de altă parte, ei intervin cu partea de cunoaștere adecvată și cu răbdare, de asemenea, îi explică la ce folosește, ce se poate întâmpla cu tare instrument sau cu celălalt instrument, vin cu povești, vin cu îndrumări, cu recomandări, astfel încât să-i asigure copilului cunoașterea corectă, adecvată. Și la un moment dat, sub supravegherea lor, la început sub supravegherea lor, îl lasă să le folosească. Așa este cel mai sigur. Tot la fel este și în cazul conducerii automobilului. Când intenționăm să conducem automobilul, avem un instructor care la început nu ne lasă să-l folosim noi. Și chiar înainte de a ne urca în automobil și a avea el comenzile, el stă acolo cu pedalele și noi doar cu volanul și preia când noi suntem neîndemânatici, exact ca niște copii mici, înainte de acest lucru intrăm întâi la studiu. Deci chiar și acolo începem cu studiul. Avem întâi studiul adecvat, ni se explică ce este mașina, care sunt regulile de circulație, care sunt principalele funcții ale automobilului și habitacului, ce avem de făcut când ne urcăm în ea și după aceea ne urcăm sub supravegherea lui și abia într-un târziu vom putea conduce singuri. În aceste exemple ne dăm seama că prima putere mentală pe care o avem și care ar trebui folosită ca să viețuim în condiții de siguranță este cogniția, este capacitatea noastră de a cunoaște. Ceea ce se întâmplă cumva în mod natural cu noi de când suntem copii, suntem învățați o mulțime de lucruri. Și cum se face acest lucru? Cum se antrenează cogniția? Mai întâi prin studiu. Este nevoie de studiu adecvat. Și părinții noștri, profesorii noștri, școala ne asigură studiul adecvat pentru viața care urmează. Evident, e nevoie de mai mult decât acest studiu instituționalizat pentru a cunoaște viața. Pentru că acest studiu nu acoperă toate aspectele vieții. E nevoie ca noi să continuăm singuri, pe cont propriu, să studiem aspecte care țin de viață, de corp, de minte, de legea ale existenței, de funcțiile energetice ale corpului, chiar noțiuni care țin de suflet și spirit. După care, după ce acumulăm această cunoaștere, urmează punerea în practică. Urmează aplicarea în viața de zi cu zi a ceea ce am aflat. Așa procedăm, în modul cel mai adecvat. Și noi dezvoltăm anumite obiceiuri, anumite tipare, anumite rutine constructive, benefice, care să ne susțină viața în prezent și cu
oarecare orientare în viitor. Și ajuns și aici, după ce am acumulat cunoașterea necesară, folosindu-ne cogniția, și cogniția s-a antrenat suficient prin repetare și chiar memoria, începem să ne folosim raționamentul. Când începem să ne folosim raționamentul, e ca atunci când nu ne mai învârtim pe la, în povestea de la începutul emisiunii, nu ne mai învârtim pe la poalele muntelui, doar adunând informații de la alți călători, ci noi de aici încolo începem să ne creăm propriile experiențe care nu ne pot fi livrate de alții. Și atunci noi începem să urcăm către vârful muntelui. Este capacitatea noastră de a opera logic, de a gândi, de a face corelații care să ne ducă dincolo de aparența lucrurilor și fenomenelor, așa cum ne apar ele la început aparent. Aceasta este o treaptă mai avansată a cunoașterii, care nu ține doar de studiu și de observare, ține și de implicarea minții noastre în acest proces interior de analiză, de verificare, de validare și de căutare a experienței valide despre realitate. Procedând astfel, ne dăm seama că noi folosim din nou atenția în tot ceea ce facem, în toate funcțiile noastre mentale. Avem o atenție care ne permite să dezvoltăm toate celelalte puteri mentale. Avem o atenție care observă, avem o atenție vigilentă, avem o atenție care memorează, avem o atenție care trează, o atenție care poate fi ușoară, o atenție liberă care se poate muta între diverse obiecte ale observației. Și toate funcțiile noastre mentale sunt puternic influențate de calitatea atenției noastre. Studii numeroase, cercetări științifice arată că oamenii care au o atenție mai bună au rezultate net superioare în toate domeniile vieții. Indiferent că vorbim de viața personală, profesională, de sporturi, oamenii cu o atenție mai bună au performanțe mult mai bune. Și vorbim aici nu doar de performanțe exterioare, ci și de performanțe interioare. Oamenii care își folosesc atenția într-un mod foarte controlat, antrenat, concentrat, mai exact, au stări interioare pe care le-am numit stări bune de spirit sau împăcare sufletească sau pace mentală. Și cred cu tărie că orice om, oricine ar fi și cu orice s-ar ocupa și de oriunde ar începe, poate prin cunoașterea autentică, prin raționament, prin analiză, prin autocunoaștere, să-și îmbunătățească viața și chiar să-și transforme existența prin dobândirea păcii interioare care vine din antrenamentul atenției. Poate dobândi această stare de liniște interioară indiferent de ceea ce se întâmplă în exterior, indiferent de evenimentele din exterior. Poate că asupra lor noi nu avem control și adesea nu avem. Nu putem noi controla ceea ce se petrece în exterior, la nivel, nici măcar la nivelul familiei, al propriei noastre case, cu atât mai puțin la nivelul comunității locale, la nivelul națiunii sau chiar la nivelul planetei, la nivel global. Iar atenția aceasta poate fi antrenată, poate fi concentrată să stea acolo unde vrem noi. Și noi astfel dobândim putere asupra propriei noastre vieți. Dobândim control asupra tuturor resurselor noastre interioare. Viața noastră se poate transforma. Există o mulțime de metode de antrenare a atenției. Majoritatea ținând de cultivarea unei stări de
conștientizare, se spune, de aceea și emisiunea se numește Viața Trăită Conștient. Sunt o mulțime de metode care țin de viața de zi cu zi, să învățăm cum să fim conștienți în tot ceea ce facem. Dar de departe dintre ele, cea mai puternică metodă ce e folosită de mii de ani în acest sens pentru antrenarea atenției și de aici a funcțiilor cognitive și a rezultatelor acestora în corp, pentru că este o legătură puternică între minte și corp și ceea ce se petrece în minte se regăsește și în corp. O practică milenară care se numește meditație, meditația autentică. Și aș vrea să vă dau un singur exemplu aici care îmi vine acum în minte, un exemplu concret, nu un studiu științific. Am susținut un curs de introducere și inițiere în meditația autentică, la care una dintre cursante, o mămică, a implementat această tehnică în rutina ei matinală și în fiecare dimineață meditează. Având 3 copii, ei au observat această nouă rutină a mamei. Și cum de regulă când suntem mai mici, suntem mai receptivi, cel mai mic care are în jur de 8 ani, a început să o copieze. S-a așezat mai întâi lângă ea, mămica a observat că zilele trec și el continuă să se așeze acolo și a făcut pernița lui și stă nemișcat, așa cum a văzut la mama după ce a observat-o câteva săptămâni. Și la un moment dat a început să pună întrebări. Mama i-a explicat cam ce face ea acolo și copilul a început să mediteze și el. Și astfel, au trecut câteva luni și părinții au observat că rezultatele acestuia la învățătură, deci la școală, s-au îmbunătățit. Dar s-au îmbunătățit binișor. Ei au făcut o corelație între faptul că a început să mediteze și rezultatele mai bune de la testele școlare. Nu doar părinții au constatat acest lucru, ci și frații mai mari. Un băiețel de 12 și o fată de 21, deja la facultate. Mai întâi, băiatul mai mare a început și el să mediteze, observând că celălalt ia note mai bune și învață mai puțin decât făcea înainte. Deci funcțiile lui cognitive, funcțiile lui mentale, capacitatea lui de cunoaștere, capacitatea de concentrare a atenției se schimbaseră. Fratele mai mare a observat și a început și el să mediteze. În câteva luni și el a început să aibă rezultate mai bune, lucru care a fost observat de fiica mai mare, studenta care era la facultate acum. Și a început și ea să mediteze. Astfel, toți 3 copiii meditează după exemplul mamei și toți 3 cu rezultate. Cu rezultate, la copii se măsoară ușor rezultatele, deci noi adulții le avem de asemenea. Dar copiii, pentru că sunt angrenați într-un sistem de învățământ care înseamnă verificări, teste periodice, la copii e mai ușor de observat, că se vede îmbunătățirea notelor, a testelor pe care le dau. Performanțele lor cresc. Capacitățile lor cognitive se îmbunătățesc. Și nu-i vorba aici doar de memorare, învățare, capacitatea de a reproduce, de a înțelege. Mi-amintesc un alt exemplu la unei mămici care la fel a început să mediteze și la un moment dat era la piață cu fiul ei mai mic, undeva în jur de 10-12 ani și el, din câte mi-aduc aminte, și probabil mămica, având un program mai încărcat, era mai agitat acolo la cumpărături și fiul îi spune: mama, astăzi ai meditat? Băiatul făcuse o corelație între faptul că mama, meditând, devenise mai calmă. Realitatea era, mama a trebuit să recunoască, realitatea era că în acea zi nu meditase. Și iată indicatorul. Copilul atent din preajma ei a observat că în acea zi e mai agitată decât atunci când meditează. Și acesta este un aspect important. Un efect important al antrenării acestei funcții, atenția. Când noi avem o atenție puternică, o atenție concentrată, crește claritatea mentală prin reducerea agitației mentale. E ca și cum urcăm pe vârful muntelui de la începutul emisiunii.
din povestea de la începutul emisiunii. Claritatea noastră crește pentru că lăsăm în urmă obstacole pe care le-am văzut de acolo de unde trăiam înainte, de acolo de unde locuiam. Vedeam aceeași pădure, probabil aceeași tufe de pe povârnișul muntelui, aceleași râpe, dar noi, antrenându-ne, urcând, le depășim și perspectiva noastră se schimbă. Claritatea crește prin depășirea agitației mentale. Acest lucru se produce cumva, am putea spune, de la sine, deși nu este de la sine, pentru că este vorba de un antrenament după o tehnică exactă. Această meditație autentică, pe care am bucuria să o predau într-un curs care începe din nou pe 8 aprilie, dar îmi mai aduc aminte de un alt student care a început să mediteze având dificultăți neurologice. Chiar el s-a prezentat la început și a spus că are anumite... Exprimarea lui a fost o boală neurologică. Acum câteva zile am primit un mail, o postare de la el, în care spunea că se simte mult mai bine și că a sporit foarte mult încrederea lui. Deci iată ce rezultate putem avea descătușându-ne puterile interioare, puterile mentale. Putem chiar depăși anumite dificultăți care țin de afecțiuni neurologice. Și un exemplu foarte bun. Din nou un om care, de când a descoperit antrenamentul atenției, o face zilnic. Ideea este, în încheierea acestei emisiuni, că aceste puteri sunt în noi, în stare latentă. Noi poate n-am crezut în ele, dar le avem. Poate nici măcar n-am știut de ele. Dar dacă nu știm de ele, nu înseamnă că nu le avem. Dacă nu suntem conștienți de anumite resurse interioare pe care le avem, nu înseamnă că nu le avem. Cu toții le avem. Și oricine poate oricând, din orice situație de viață s-ar afla, începe să-și le descătușeze, să-și le descopere și să-și dea voie să-și le antreneze. Pentru aceasta este nevoie să ne eliberăm de anumite vechi tipare limitative, de anumite credințe, de anumite idei mai mult sau mai puțin personale pe care poate le-am preluat de la alții legate de noi, de cum stau lucrurile în viață, de cine suntem noi și să începem să ne privim cu un ochi capabil, vorbesc aici de un ochi interior, capabil de a cunoaște. Să nu ne mai privim așa cum ne-au învățat alții să ne privim. Cunosc foarte mulți oameni cărora li s-a repetat în copilărie, ești firav, și au rămas firav și la vârsta adultă. Sau, tu nu ești bun pentru nu știu ce, sau tu nu ești bun de nimic. Și oamenii au început să creadă după multe repetări. Și au început să se poarte în conformitate cu acea credință. Dar nu înseamnă că e adevărată. Toți oamenii sunt buni și toți oamenii pot. Dacă își folosesc în mod adecvat, dacă își antrenează resursele interioare, puterile interioare mentale pe care le au, începând să dobândească acea cunoaștere adevărată, autentică despre viață și a existență, prin studiu, continuând prin partea de analiză și raționament, continuând apoi prin meditație, continuând apoi din nou prin studiu și iar raționament și iar meditație și astfel urcând din ce în ce mai mult către vârful muntelui, de unde perspectiva asupra vastității este completă. Oricare dintre noi, ființele umane, poate ajunge în vârful muntelui. Oameni buni, vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc din toată inima încredere și curaj în călătoria voastră pentru călătoria de o viață către vârful muntelui, către fericire. Mulțumesc pentru atenție!